Procesorii ok, RAM-ii sunt ok, mă, numărul de RAM e ok, dar nu știu să-i de placa video, deși în teorie ar trebui să ducă... Salut Izo, bine venit pe live, bro, salut, salut! Bine venit! Bro, Răzvan, nu știu sigur, mă rog, i3-ul ăla e cam cea mai nouă generație, 1660 Ti-ul ăla, pe spune că e 6 giga sau ceva, I guess. Da, I guess că duce, nu știu sigur cum, dar... Bro, nu știu, gen, bugetul ăla e kinda strâns, acum 60 FPS o scoți, dar gen, nu am idee de PC-uri în staff, chiar nu am nici cea mai vagă idee. Gen, după ce mi-am făcut eu PC-ul, nu m-am mai interesat foarte mult de zona asta de PC-uri. Hai să mai mergem o dată acolo, nu? Gen, nu mai sunt la curent cu componente și PC-uri și etc. Și Fexi, nu știu, gen again, nu știu, nu am testat. Probabil sunt ceva benchmark-uri pe YouTube, dar credeți-mă că chiar nu știu. Și legat de chestia cu placa video, da, placa video îți dă, dar trebuie să ai evident și un procesor pe măsura plăcii video, na. Evident, să fie o combinație bună, că na, nu poți pune un AMD fix 8, nu știu ce, cu un GTX 1070 sau ceva genul. Trebuie să fie o combinație decentă. Ce să fie, evident, ambele echilibrate. Acum, I guess că în cazul ăla sunt... Da. Asta adică, oricum trebuie o combinație echilibrată, că nu poți pune chiar orice procesor cu orice placă video. Salut, DX Fortnite, bine venit pe live, salut, salut. Pe coin aici. Am până strâng eu 750 în locația asta. Păi știu să zic de chestia asta cu placă video bună și procesor mai nasol. Again, fix ce ziceam mai înainte, e vorba de să existe un fel de echilibru și mai ales să fie upgradable chestia, adică ideea e că ar trebui să încerci să te gândești că până la urmă, dacă vrei să faci upgrade vreodată la un procesor mai bun, îți trebuie să schimbi și placa video și probabil și RAM-ii. Asta e teoretic, dacă schimbi placa și placa de bază, doamne, și RAM-ii, atunci e un update de procesor ca lumea poate costa destul de mult când nu ții doar procesorul în sine. În altul nivel, placa video, dacă ți-o schimbi, merge orice placă video vrei tu pe placa de bază. Bine, poate și chestia asta cu supraîncălzirea e true, dar na, depinde ce vrea să facă cu el, de exemplu. Da, poate vrea și o anumită mobilitate sau ce știu eu, na, și... Da. Ok, avem supercharge de bine. Aici apare trebuie să vine minim 2 ore aici pentru stage 2 și mai vine încă un stage. Nice. Bro, dacă chiar ai combinația asta, nu știu ce să zic, adică mi se pare total dezechilibrată. I don't know, gen again, nu... Și legat de PC-urile astea în 2000-2500, eu ar sugera să mai așteptați puțin, să mai strângeți niște bănuți, să vă faceți o combinație gen destul de ok, că... Sau na, dacă vă păi spun că nu o să vreți să vă jucați neapărat chiar un joc toată viața, evident, sau mă rog.
câțiva ani până când o să aveți alt buget. Chiar ai componentele, mi se pare foarte dezechilibrat, părerea mea. Eu sunt pe partea de Intel, bro. And the Intel fanboy. Hai, frate. Ar putea să demontez, să... Harvestuiesc gardul și mașinile de acolo, și asta a fost. Adică asta e problema, că dacă tu, de exemplu, vrei să dai un update la procesor, cândva o să trebuiască să faci mai multe schimbări, știi? Asta încerc, deci, asta la fel și eu, să zicem, dacă și eu vreau să fac un update la procesor, generația 7-a, la fel ca și a ta, va trebui să schimb și placa de bază și RAM-ii, oricum. Deci asta zic, părerea mea, cel mai ușor e un update la placa video. Salut, Deni17ro, bine ai venit, salut. Adrian Duo nu cred, o să dăm imediat drumul la custom-urile alea. Nu știu, metal în rest am făcut legit tot. Aia ar merge alea, dar asta... Nu, că pot iau e brick, mai merge raftul. Deci altă locație, care era la Hydro? Hydro ar fi în zonă dacă iau elicopterul, dacă nu s-a luat. Ar merge în Hydro, zic eu. Nu știu, mașina asta nu cred că... Nu mai intră, nu? Elicopterul era pe aici. Da. Eu am vrut să zicem așa. Pro Gaming, bine venit, Prive. O să facem în scurt timp niște custom-uri. Nu, gen custom bătaie, gen. Nu știu ce zic, poate fi true. Ai, totuși mă duc jos, mă duc. Poate fi true și chestia că... Uite, că AMD oferă... Oarecum... Un raport bun, calitate-preț, să zic așa, adică puteți să aveți ceva acceptabil într-un preț mai mic, dar... După părerea mea, dacă și de la Intel e o generație mai nouă, poți avea calitate ca lumea în orice faci, părerea mea. Na, adică evident, dacă să zicem îți iei un Ryzen, dar în același timp te uiți la un Intel în același price range cu Ryzenul, evident, probabil Ryzen nu bate. După părerea mea, dacă investești un pic și în Intel, gen un model mai nou, poți să scoți ca lumea și de la Intel. Părerea mea, și e true. Mi-a dat ăsta elicopter să mor eu. Laptop așa, Intel așa. E mai bun decât ăsta de mai înainte, dacă nu greșesc, decât laptopul care ai spus mai înainte, e gen mai bun. Filmat nu cred, oricum nu știu ce să zic, se face, se practică, mă rog, dacă n-ai neapărat altă sau ce poți să încerci, dar chestii legate de live-uri sau filmat de pe laptop, nu știu ce să zic, bro, hai să zicem filmat poate mai merge, filmat, că mă rog, nici chiar ca un live, să zicem filmat într-un 720p, 1080p, așa tras de păr, de ce nu merge? Nu e nicio problemă, Mihai, nu e nicio problemă. Salut, Rusu Kami, bine ai venit pe live, salut.
Salut, Cătălin, bine ai venit. Bro, chestia asta cu când 180 de FPS ai rupe și s-ar tripla skill-ul. Depinde ce monitor ai. Depinde gen... Dacă ai un 144 și nu-i scoți, da. Dacă să zicem mai un 60 sau un 75, nu se întâmplă nimica. De exemplu, dacă ai un de 60 sau 75 și ai... Hai să zicem în cazul unui 60. Dacă ai 60 de Hz și ai 80 de FPS-uri sau ai 2000 de FPS-uri, e legit tot aia. Da, dacă să zicem mai un 144 sau un 240 și PC-ul actual nu scoate atât și n-a... Trebuie să-și... nu își folosește toată... toată șmecheria lui, atunci da, se simte diferența, dar în rest, gen, dacă PPS-urile îți întrec herții, n-ai nicio treabă. Poți să ai și, again, ai monitor de 60, poți să ai și... ai pește. Poți să ai și 80 sau 2000 de PPS-uri, că-i tot aia. Nu-i nicio problemă, eu nu sunt nicio problemă. Atunci da, dacă gen... am înțeles, aia fuge unul după altul. Da. Dacă gen chiar e așa, da, se va simți diferența, evident, nu știu dacă vei putea bucura de întregi, deci 240 full, dar va fi... bine, depinde cât ai actual și... mulțumesc. Parcă totuși. Așa, mulțumesc. Mai trebuie cea de aici? Nu, nu, nu. Mamă, bătaie vreau și eu. Cum o să ia zona și pe ăsta ia zona. Aoleu, eu nu mai ies de aici, cred. Am medikit-o, da. Depinde. Gen da sau ieftinit, gen... recent și un prieten și-a cumpărat un 240 de Hz, 1 milisecundă, dar nici 4K și nici curbat. Gen... nu știu câte... mă rog, milisecunde ai, dar e, presupun că a fost... a fost o bucată mai mare și monitorul ăla. Nu zic, nu, mult gen, multe chestii sau care înainte se... care înainte păreau foarte scumpe, au devenit accesibili pentru toată lumea, dar... monitorul de care zice, nu, presupun că n-a fost nici chiar așa de ieftin. Posibil să facem și custom, e posibil. Facem un custom, un clasic de test. Vedem cum stăm. Salut, Domino66 Rob, bine ai venit pe live. Salut, salut și vă mulțumesc mult de raid. Mulțumesc mult de raid. Salut, Burta lui Jafcar, bine ai venit. Salut, salut. Salut, Ionuț Cristian, bine ai venit. Am înțeles, eu stau în zonă. Da, luăm asta, asta, asta. Mersi mult de rai, Ștefi, Ștef, bine ai venit, bine ați venit, Șerban Ion Popa, bine ai venit, salut, salut, bine ați venit, că toți vinitea și voi din like cu subscribe dacă sunteți noi. Mersi mult de rai, bro, mersi, mersi mult.
Apreciez, apreciez. Uitați. Mersi mult de abonare, Șerban Ioan Popa, bine venit pe Racing și pe canal, bro. Mersi, mersi mult de subscribe, bine venit. Na, și... nu știu ce să zic. A fost la eventul de pe Fortnite, a fost foarte și... nu, n-am fost la niciun event recent, gen... de la... Travis Scott în coaș, să zic așa, n-am mai fost la niciun event. Ai zis că poate chiar iasă de o sâmbătă royală, duminică royală aici, deși nu sunt sigură. Vedem. Înțeles, am glanțe pe SMG de rup. Teoretic singurul scop în match-ul ăsta pentru mine era să farmez niște metal. Mersi mult de abonare, burta lui Jepcar, bine fi pe aici și pe canal, bro, mersi, mersi mult, mersi. Ok, Fex, o să citesc imediat ultimul laptop pe care l-ai trimis când am apucat, că se a mișcat chat-ul prea repede, o să citesc imediat după match, bro. Bă, aș bea ăsta. Aoleo, o să mor. Iar ăsta în zonă, let's go. Bă, pump-ul nu-l iau, pentru că știu cum joc pump, dar iau ăsta și ăsta, I guess. Aș fi luat și sniper-ul, dar da, n-am loc. Acum aș fi putut să-l lua ceva din zona după medikit-ul, dar n-am cum să le mai iau. M-am stat. Ce să iau sniper-ul? Și aș putea să iau minis cu acum de sniper. Să dau medikit-ul ăsta rapid. E acolo jos e mare derby. Pentru locul 4 nu o să trag. Mamă, cum mi-e frică, unde e ultimul să mor eu? Ultima mă campează undeva cum i-am campat și-o pe ăștia cu sniper-ul. De fapt, nu am înțeles, al doilea pump șmecher, let's go. Bă-aș lua ăsta, sincer. Așa cum mă caută pe ultimul, let's go. Păi și-a trebuit să mă țin un pic mai... la marginea zonei, dau. Salut XD Hype, bine venit, trai să-l salut. You know, un subscribe și un like ajunge și îți accept cererea, bro. Cu un subscribe, un like și... acceptăm. Salut Sebastian OG, bine venit, salut, salut. Îl văd. Let's go, boys, let's go, easy. Let's go, GG's in the chat, boys, GG's in the chat. Let's flipping go.